Andrei Chindriș a plecat de la Fece Botoșani în ultima zi a perioadei de mercato din vară. Au trecut aproape două luni de la mutarea în Portugalia, iar debutul pentru Santa Clara a venit abia marți în Cupa Ligii contra celor de la Fece Porto. Fundașul român a marcat primul gol al partidei în minutul 17. Valeriu Iftime speră ca fostul internațional de tineret să se impună și să prindă un transfer până la finalul sezonului. Fece Botoșani încă deține 70% din drepturile federative și ar obține o sumă importantă de bani din această mutare. Moldovenii vor pierde totul dacă fundașul nu se va transfera cel târziu în perioada de mercato din vară. Vai de capul meu, nu știam că a marcat, m-a supărat el când a plecat de la mine, dar bravo lui. Dacă joacă bine acolo, câștigăm niște bani. Gol cu Porto, formidabil. Da, este un transfer destul de, de alambicat. El este mai mult al meu decât al lui Santa Clara. Am 70%, dar dacă nu îl vinde într-un an, pierd tot. N-aș putea să vă spun clar situația din contract, dar sunt niște condiții pe care le-am semnat cu ochii închiși ca un prim mari de comună săracă. A plâns noaptea că el ce face de că nu se transferă? Mă rog, să fie sănătos, a spus Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la Fece Botoșani pentru ProX. Andrei Kindriș este în prezent cotat la 1,2 milioane de euro conform site-urilor internaționale de transfer.